Femeile liberale au mers astăzi în zona străzii Pietrelor, acolo unde locuiesc multe familii nevoiașe. Doamnele și domnișoarele din PNL le-au dăruit acestora pachete cu alimente și cadouri, oferindu-le astfel un ajutor în prag de sărbători. Este o perioadă în care trebuie să dăruiești, în care trebuie să fii mai bun și noi, femeile din organizația Partidului Național Liberal, ne-am gândit la acești copii din acest oraș și de pe această stradă, strada Pietrelor, o stradă pe unde trăiesc în jur de 15 familii cu copii care au un trai precar și, într-adevăr, e o zonă defavorizată. Păcat că suntem în mijlocul municipiului. Ne bucurăm că astăzi am putut să aducem un strop de bucurie în sufletele acestor copii și noi, femeile liberale de la municipiu, suntem aproape de copii și de familiile acestora. Prin acțiunile noastre viitoare dorim să aducem cât mai mulți copii la școală și să avem grijă de problemele familiei în general. Ne aflăm în această zi frumoasă de decembrie. Chiar dacă nu este zăpadă, totuși sufletele noastre sunt în apropierea Domnului Iisus Hristos, care peste câteva zile se va naște, și bucuria copiilor este acest moș Crăciun pe care și noi, femeile liberale, l-am adus astăzi unor copii cu o situație familială deosebită, situații, condiții precare de existență. Sperăm că micile noastre daruri să le însenineze cel puțin o zi din viață și le dorim sănătate, un an cu bucurii și în speranța că totul va fi mult mai bine. Cu aceeași ocazie, femeile liberale din Giurgiu au transmis giurgiuvenilor cele mai bune urări pentru sărbătorile care se apropie. Acțiunea de astăzi a fost organizată pentru 15 familii nevoiașe și cu mulți copii de pe strada Pietrelor.